Tehnicianul Pandurilor are mână liberă în ceea ce privește selecția jucătorilor care vor forma noul lot pentru sezonul viitor. Ne propunem și cu siguranță că ăsta va fi obiectivul pe care clubul va anunța, calificarea în play-off. Acum asigur că sunt multe echipe și aici iară vor fi probleme, pentru că există posibilitatea ca să se ajungă echipe care sunt în play-out să poată să meargă în cupele europene și echipe care termină în primele șase datorită situațiilor financiare să n-aibă dreptul să meargă în Europa. Vedem. Ne propunem să fim în primele șase. În ceea ce privește obiectivul pentru noul sezon, calificarea în play-off va fi ținta Pandurilor. Mai mult, nicio nouă experiență europeană nu va fi exclusă în vestiarul gorjenilor. Dacă vom avea posibilitatea să mergem într-o cupă europeană, cu siguranță că ne vom bate să îndeplinim acest obiectiv. Dar sunt sigur că la mijloc va fi multă muncă, pentru că plecând un număr așa mare de jucători, trebuie să punem în loc, trebuie să vedem, să avem grijă la selecție, pentru că este foarte importantă și dușmanul principal al meu personal va fi timpul, pentru că e un timp foarte scurt, pauza competițională este foarte scurtă. În acest sezon, Pandurii s-au calificat în premieră, într-o finală, cea a Cupei Ligii. În cele 17 etape disputate în Liga 1, gorjenii și-au trecut în cont 8 victorii. În această perioadă, Pandurii se află în vacanță și vor reveni la antrenamente în data de 8 iunie.